Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit la încă un episod de pe acest canal în care astăzi vom juca iarăși PES 2018. Vreau să fac o serie foarte lungă de PES 2018. Vreau să vă anunț întâi să începem să dați acolo butonul de like. Dacă mai vreți să mai continuăm această serie și dacă vă place și chiar dacă nu vă place, dați un like acolo și ca să mă susțineți. Să vă abonați și la canal dacă nu ați uitat-o, să apăsați pe clopoțel. Și pentru început, astăzi voi juca la Play Online. Vedem dacă este cineva online. Acum am și echipa CSB, nu mai am PSG, Paris Saint-Germain. Și jucăm în FCSB. De filmat vreun vlog pe stadion sau asta, vă anunț că durează până asta, pentru că în primul rând este și fric și în al doilea rând trebuie să-mi iau, să-mi pregătesc trepied și din astea și înțelegeți voi cum este și mai durează. Plus de asta, pe lângă că este și foarte frig afară, adică azi a fost minus 6 grade, acum minus 4, mi se pare, da, m-am uitat eu, erau minus 4 grade. Ok, se caută jucătorul cu cine vom juca. Update din data. Vom juca cu FCSB versus Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Am avut Paris Saint-Germain, acum jucăm împotriva Paris Saint-Germainului. Ok, ce mai avem Northern Wild. Ok, așa. Da, next, așteptăm și jucătorul. Ok, a intrat și el. Ok, fraților, suntem pe Arena Națională, pe Național Arena. Pe Arena Națională între FCSB și Paris Saint-Germain. Să înceapă nebunia. Atacăm de la stânga la dreapta prin Rimonte. Vani. Repantre pentru mare Balotelli. Balotelli pentru Neymar. Este offside. Abicior. Nu offside, mare Balotelli. Până acum nu am văzut cine știe ce jucător să aibă el. Ah, că aproape de recuperare. Recuperează mare mare. Da. Pleacă Neymar. Neymar. Neymar în față gol. Neymar. Neymar în fața lui Mose, Neymar! Nu, intră mingea în poartă! Cât noroc a avut portarul la faza asta! Și a prelungit Neymar mingea prea mult și a fost greu aici să mai ajungă la minge. A intervenit prin alunecare, foarte bine a intervenit. Nici corner nu am obținut, deci... Bula maxim. Mai ales a fost greșeala portarului pentru că mingea putea degajată. Putea fi degajat, nu doar să dea pasă la jucător și adversarul să fie lângă. Neymar nu reușește pasa, nici a doua nu-i reușește. Ok, tot ce recuperează, Balotelli, Vani, mai departe pentru Mario Balotelli, Balotelli! Nu. Vani! Rafinha! Nu recuperăm. Și Balotelli, gol! FCSB, Mario Balotelli, gol! Steaua București, Steaua mai degrabă spus. Ok, l-ar pe Antoine Griezmann, care n-a făcut nimic până acum. Și sper ca să nu iese, pentru că dacă iese, meciul ăla am câștigat, adică cine iese, poți să conduci în minutul 90, poți să conduci cu 6-0. Dacă a ieșit în minutul 92, a ieșit din meci, pur și simplu celălalt a câștigat, deci... Aici dacă el, de exemplu, am jucat cu unul tot astăzi, am jucat cu unul, aveam... Oh, ce fel am intervenit! Am jucat cu unul și... I-am dat 2-0, era minutul 15 și eu conduceam cu 2-0. Și
Pe lângă 2-0 ăsta trebuia să fie vreo 3-4-0, că momentul 15 numai eu l-am atacat. Am făcut griji, mă... Peste partea s-a fluierat. S-ar ridica fanionul de la Marin, da, a fost dosul. Așa și să continuăm despre ce era vorba. Am uitat. Și a ieșit și pur și simplu dacă jucam până la final puteam să-i dau și 8-9-0 chiar, dar el dacă a ieșit se pune ca 3-0. Adică a câștigat adversarul. Și acum sper că el să nu iasă sau eu să am probleme cu internetul. Că astăzi a lucrat niște oameni pe la mine și a scos internetul în priză. Îl vedem acum pe Antoine Griezmann. Gol! Paris Saint-Germain 1-1. Un pic de neatenție strică soarta meciului. Dar ce soarta meciului, pentru că abia e minus 35. Că mai avem de jucat mult. Deci de-abia de acum a început încălzeala, de-abia de acum trebuie să ne dezlănțuim, să spun așa, pentru că după golul ăsta primit cam ar trebui să și atacăm, dar să ne și apărăm. Pentru că nu contează adversarul cum a jucat până acum. Uite așa, dintr-o neatenție, cine știe ce mai dă un gol și gata, acum Balotelli! Se ridică fanionul. Fost offside. Dar oricum portarul linte primise și... Ascultă. Cine? Hilton. Hilton nu reușește să-și treacă din Nainggolan. Și avem contraatac, Nainggolan. Nainggolan de unul singur. Centrează Nainggolan în blocaj. Rani nu ajunge la minge. Nu se dă faul, 3 minute arătate de la margine. Tore. Tore, probabil în ultima fază acestei reprize. Tore intră în care o Tore de unul singur. Centrează pentru Antoine Griezmann. Gol. Paris Saint-Germain. Despre ce vorbeam? Diferent cum joacă adversarul. Are 2-3 ocaziile și dă-le și marchează. Cum e de exemplu când am jucat cu Leipzig odată. Eu am avut vreo 11 șuturi pe poartă, shot of target. Eu am avut 11 șuturi, are el doar 2 șuturi, printre care unul a dat gol. La primul șut pe poartă a și dat gol. Și... eterna prima repriză. Și aici norocul este, adică... din 11 șuturi n-a vrut să intre. Ok, îl băgăm pe Caicedo. Locul e mare, Balotelli. Hai să mai facem totuși o schimbare, eu zic, nu strică. Să băgăm și pe Strinici în locul lui... în locul lui Rimonte, nu, lui Shafi. Ok. Strinici. Caicedo au intrat în startul cele de-a doua repriză. Caicedo în locul lui Mario Balotelli. Și Strinici în locul lui Shafi. Ok, acum sper să avem un atac mult mai ofensiv decât înainte. Intră-l pe Caicedo. Tot stadionul este în picioare. A fost offside. La Neymar. Ok, recuperează Nainggolan, mai departe pentru Caicedo, Caicedo pentru Nainggolan, foarte bine, Nainggolan, gol! FCSB, gol! Nainggolan, Rajda, Nainggolan, ce bine a jucat-o pe asta Nainggolan! Driblează de la mijlocul terenului, recuperează. Pleacă singur pe contraatac, pasează pentru Caicedo. Caicedo îi dă o pasă cu călcâi printre doi adversari. El driblează un adversar și înscrie pe colțul scurt.
Foarte frumos. Acum Neymar n-a fost atent. Credea că mingea este deja pierdută, dar părea să nu fie și... Ei au aruncare de la margine. Un gol acum și să ne apărăm, eu zic că putem face treaba. Antoine Griezmann, dar să nu mai primim, ce să vorbim de dat. Tore, centrează Tore pe jos. Rimonte, plecăm pe contraatac, dar dă prost pasul. Hilton, are parte pentru Antoine Griezmann, nu poate să treacă de Gomez. Mai departe pentru Strinici pentru Nainggolan. Ce bine am plecat din ofensivă. O, Caicedo, se duce singur. Caicedo, penalti, avem penalti și cred că vom vedea și un cartonaș galben, da. Cartonaș galben, nu știu pentru cine, dar chiar a fost de galben și mai are fault. Ok, fraților, avem penalti. Neymar va executa acest penalti. Neymar, gol! FCSB, Neymar! Faceți ca scorul să fie 3-2 în favoarea FCSB-ului. Ce frumos! Ce frumos a bătut acest penalti. Neymar, care a fost transferat de la FC... De la... Ce? Ok, fraților, ne-am reîntors. Am avut o mică problemă acolo. Am ieșit până afară. M-am reîntors. Ok, atacăm prin Rafinha. Caicedo. Aintează Caicedo pentru Rafinha. Rafinha! Sergio Leone. Trece de Rimonte. Cearcă o pasă, șut. Nu știu ce vrea să fac. Rimonte, mai departe pentru Neymar, pentru Caicedo. Neymar, gol! FCSB, pe arena națională, 4-2, vreau să spun, două goluri marcate de Neymar, dublă. Pentru Neymar, dublă. Ok, adversarul văd că vrea niște pauză, probabil vrea să facă modificări, facem și noi modificări, de ce nu? Băgăm pe Kiko Castilla să-mi poartă în locul lui Mignolet. Ok, a revenit și el. Kiko Castilla sunt în locul lui Mignolet. Nu poate să treacă Soler de sprint. Ok, nu mai are un fault. Probabil ultimul contraatac se încheie pentru ei. Griezmann. Roja, apără foarte bine Kiko Casillas și Antoine Griezmann. Roja, foarte bine intervine și se termină. Câștigăm, fraților, deci câștigăm acest meci împotriva Paris Saint-Germain-ului cu 4-2. Nu mai pot juca pentru că am filmat deja prea mult. Cam atât și cu acest episod. Cu voi astăzi a fost Florin. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!